Bună seara! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea noastră de suflet, Ortodoxia Cuantică. La cererea multor, foarte multor oameni, a trebuit să ne îndreptăm mai în mod special spre aspecte practice și metode, metode sapiențiale, cum le putem numi și cum regretatul om de știință, filozof, cărturar, Vasile Andru, le spunea metode sapiențiale, poate vă aduceți aminte cu acel Oratio Mentis al dânsului din anii 90 la Sele Dallas. Sunt lucruri care mulți ne-au cerut, în special mamele care au făcut avorturi. Ce trebuie să facă? Timpul este scurt, o oră, deci trebuie să fiți atenți, sigur că o să derulați și o să scrieți. E foarte important. Această rânduială, să știți, a fost lăsată acum multe sute de ani în urmă Sfântului Gerasim de la Iordan. Există și o mănăstire a Sfântului acolo, unde întotdeauna este foarte rar pelerinaje organizate care să nu aibă ca obiectiv și această mănăstire la lucrurile sfinte. Și vreau să spun că acolo Sfântul Gerasim, renumit prin blândețea sa extraordinară, să știți că omul puternic este un om bun, deci blândețea sa extraordinară, aceea, știți, cu simbolul leului, leul care a venit și l-a îngropat pe Sfânt după ce o viață întreagă l-a slujit, pentru că Sfântul îi scosese un țep din laba lui și urla în fricoșător în tot pustiul și s-a dus și l-a ajutat. Bun, lucrurile acestea sunt cunoscute. În general, au fost subiecte de film, de cărți s-au scris despre așa ceva. Multe, multe, multe subiecte. Beletristică, dar și filozofie și lucrări religioase. Leul în sine este un simbol. Un simbol al puterii, al autostăpânirii, un simbol de forță, totemic, bineînțeles. De multe îl regăsim pe multe steme heraldice și este, vedeți, legat de acest Sfânt Gerasim. Cumva, nu întâmplător, Maica Domnului lui s-a adresat atunci când a dat un mesaj către toate mamele în special, fiindcă a zis că ar fi o nedreptate ca acei copii care au murit nebotezați, sarcini pierdute sau și nebotezați, copii mai mari, să ajungă, bineînțeles, n-au acces la rai. Raiul a fost ridicat cumva, să zicem, o dimensiune ca frecvență într-o lume doar pentru cei care sunt în Hristos, încreștinați, și acest lucru fără botez nu este cu putință. Și cum s-a întâmplat? A zis, acei copii care n-au cunoscut botezul, nu este drept ei, nevinovați fiind, să nu intre, dacă mai sunt sarcini pierdute, în rai. Biserica însă nu are, restricționată de propriile reguli, fără să intrăm în detalii, nu are voie să se roage niciun preot, biserica, pentru sufletele celor care nu sunt botezați, mai ales după moarte. Deci preotul nu poate să intervină, nu are nicio putere aici. Însă cine poate? Rugăciunea mamei. Rugăciunea mamei poate să scoată sufletul din fundul iadului al copilului ei. Deci mama, cât e în viață, poate să facă asta. Și Fecioara Maria a știut, l-a rugat pe Mântuitorul Hristos pentru acești copii să găsească o soluție și el a zis, practic, de la Mântuitorul, prin Fecioara Maria, ne-a venit nouă această rânduială extraordinară, care nu, deloc nu interferează. Am avut o emisiune aproape că s-a pierdut de-a lungul lunilor, că tot despre acest subiect, nu interferează cu canoanele și rânduiala bisericii apropo de păcatul în sine, care ar fi, să zicem, un avort și care este foarte grav canonizat și de canoanele, canonul cel mare și de Vasile cel Mare, dar și de Nicodima Gheoritu, care oricum este mult mai blând și a redus foarte mult ca pedeapsă, epitimia pentru așa ceva, dar se dă o epitimie ca unei crime. Deci, 20 de ani, lipsă de la împărtășanie. Însă, aici este foarte o taină extraordinară, duhovnicul trebuie să aibă această
stare, vedem acum starea de duhovnicie, duhovnicul de unde? Pentru să aibă în primul rând cunoaștere, să cunoască foarte bine bazele și să fie un iscusit psiholog, deci trebuie să aibă cunoaștere și să fie pregătit în psihologie, să aibă elementele bază din psihiatrie, preluat să știe diferențieze clar stările și manifestările energumenizante sau a celor care sunt, au diferite grade posesie sau cei care au afecțiuni neurologice. Trebuie să știe foarte bine care sunt granițe, trebuie să aibă, de asta zic că trebuie să aibă pregătire și în domeniul acesta. Un duhovnic iscusit trebuie să aibă și o stare de duh extraordinară, o stare de rugăciune. Trebuie să stea, cum am numit, vedeți, acum folosim limbajul modern, David Hawkins, când vorbea de sincronicitate, de la 400 în sus, 500, unde, de la iubire, când se manifestă fenomenul de sincronicitate în viața omului. În momentul acela, duhovnicul știe, are capacitatea de a fi în gând cu Dumnezeu, cunoaște inima omului și știe exact ce poate să... Asta este, depinde, vedeți, de trăirea și de asceza unui preot. Fără asceză, nu există duhovnicie. Este imposibil. Este un nonsens. Este o contradicție în termeni clară. Nu poți să ai duhovnicie fără asceză. Lucrurile acestea ar trebui să le știe fiecare și nu e vorba numai pentru preoți, e vorba pentru fiecare om. Iar noi am obișnuit și trebuie să se înțeleagă toată lumea că nu suntem partizani vreunei biserici, vreunei ideologii. Noi ne adresăm conștiinței omului, ne adresăm bunului simț și ne adresăm, dăm un mesaj de elevare spirituală, de ridicare în frecvența gândului, vibrația omului, ca omul să fie, să treacă peste gândirea aceasta conflictuală, pentru că acolo de sus va înțelege mai ușor și va, nu numai că va pricepe, nu înțelege, când zice în inter legis și atunci nu prea e bine că cineva a interpretat peiorativ sensul acestui, semantic acestui cuvânt, va pricepe mai ușor aceste lucruri și va descifra mesajul divin, fără gândire și fără termeni conflictuari. Dar pentru asta trebuie într-adevăr asceză. Bun, revenind, că lucrurile sunt foarte importante, sunt multe de spus. Aș avea multe de spus pentru preoți. Harul nu este indelebil, este cea mai mare inepție scoasă vreodată, inventată de cei care au falsificat slujbele, biserica, dogmele și mai departe în ultimele sute de ani. Nu are cum, ar fi o profanare, un nonsens și iar, repet, contradicție în termeni. Nu are cum să fie harul exact ca și sigur, ca la botez, nu se pierde, dar se poate stinge. Rămâne un sâmbure de lumină, dar se poate stinge. În sensul că nu se repetă, dar refacerea lui este extrem de anevoioasă și dureroasă. La fel și cu harul. Harul nu-l pierzi definitiv, dar îl poți stinge în așa măsură, îl poți întuneca ca la botez, încât să nu mai urmă de har și de fapt tu harul acela în locul harului să faci lucrurile întunericului. Ia aminte deci ca lumina din tine să nu fie întuneric? Că noi facem ascultarea, dar depinde de cine facem ascultare și unde e biserica. Suntem în biserică sau în afară? Ce e biserica? Biserica e acolo unde e adevărul. Clar și limpede. Unde este adevărul este biserica. Unde este minciuna nu mai e biserică. Și de aici trebuie să pornim. Unde este adevărul? Unde este Hristos? Pretutindeni și doar în inimile celor care doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu cu ei. În adevăr, nu în minciună. Iar minciuna de-a lungul secolor s-a accentuat și s-a întărit și s-a încetățenit, a ajuns să înlocuiască adevărul, fiindcă o minciună repetată des, spunea un sociolog, devine adevăr. Deci o minciună repetată des devine adevăr. La asta, asemenea tehnică, cum ar mai zice așa numită fereastră Overton sau sindromul broaștei fierte, dar nu pe 10-20 de ani, cum s-au obișnuit cei din înțelepții Sionului, ci vorbim de mii de ani în care minciunile repetate au devenit adevăruri. Și atunci muzii pe aici adevărul. Uitați că scrie aici.
dar din lene sau din de frică să nu cumva să descopere alte lucruri, ei nu caută și sub ceea ce au primit. Deci sursa acelei informații să vadă în spatele, sursa sursei. Deci să ducă mai departe și o să vadă foarte, foarte multe minciuni și falsuri. La asta mă refeream, iar acum acest mesaj vedeți că vine din urmă cu putere foarte mare datorită sursei, care original este chiar de la Hristos și Maica Domnului și nu poate fi oprită. Deci biserica nu îi afectează cu nimic. Păcatele mamei sunt gestionate între ea, Dumnezeu și duhovnic. Nu are legătură cu sufletele copiilor. Mama poate să fie iertată, să ajungă în rai, dar copiii, ce faci cu ei? Dacă nu are nicio legătură iertarea mamei pentru păcatul ei și botezul și copilul care rămâne nebotezat în iad. Nu, mama poate să păcăiască, să facă 20 de ani, 30 de ani de penitență, nu contează, va fi iertată într-un final sau pe patul morții. Dar copiii nicio legătură nu au. De aceea, ce spunem noi, se adresează strict mamelor care au sarcini pierdute și pentru acele suflete. Deci nu intrăm în bucătăria bisericii, că sunt foarte multe spirite care se pot inflama instantaneu când tot zic, uite alții care inventează, nu inventă nimic. Rândul acesta a fost în mod dramatic și dureros și nefiresc ascunse și cenzurate de către autoritățile ecleziale și nu numai de la noi, din țară, de peste tot. Și nu înțeleg de ce, pentru că tocmai ce am vă spun și vă repet, nu afectează cu nimic logica duhovniciei, ci doar este o problemă strict adresată copiilor, în care preotul nu are nu are acces. Deci nu îl afectează. Aceste lucruri de la Sfântul Gherasim, de la mănăstire, au fost preluate de Serafim de Sarov, la Serafim de Sarov de părintele Arsenie Boc, Arsenie Boc acum iar o fiind personalitate contestată, nu contează, un ucenic de-al dânsului, părintele Pantelimon, ale căror interviuri au fost strânse într-o carte, așa numită Cartea Trezirii Neamului, și acolo sunt detaliate. Însă, totuși sunt interviuri, nu sunt aranjate într-un mod, pedagogic, ca să fie clar și limpede. Sunt un discurs liber al Părintelui scris în carte. Noi ar trebui să le sistematizăm. Deci ca să înțelegem ce exact a spus Maica Domnului. Copiii, sufletele, odată trecute în lumea de dincolo, nebotezate, ajung într-o zonă nu în iadul profund, fiindcă și iadul are 4 etaje, o zonă superioară a iadului, numită așa, numită Valea Plângerii, o zonă gri de durere, suferință adevărat, chiar dacă nu e o durere ca în partea de jos, de zonă de tristețe, să zicem. Deci forma maximă de durere acolo este tristețea, această Valea Plângerii, unde acele suflete stau. Acolo poate ajunge doar rugăciunea mamei, printr-un string al sufletului ei, prin câmpul morfogenetic care este legat intrinsec de câmpurile acelui, vedeți, totuși a avut trup copilul. Deci acel trup, odată mort, are legătură cu sufletul printr-un acest câmp morfogenetic și prin el, ăsta va fi vehiculul prin care rugăciunea, așa ca orice pomană care o face cineva pentru morții lui, pomana nu se duce către acel suflet, acolo în safel, indiferent unde s-ar afla. Nu se duc nici coliva, nici hainele. Se duce energia dată de mulțumirea și de rugăciunea celor pentru acel suflet și această energie ridică în frecvență, încarcă cu lumină, dar ridică în frecvență sufletul. Pur și simplu ca un balon care este umflat și se ridică din fundul oceanului. Așa se ridică un suflet atunci când te rogi pentru el. Energia care se duce către el îi ridică lui frecvența și el accesează registre paliere superioare ale câmpului manifestat. Până când va ajunge să iasă în zona aceea întunecată și va ajunge încet, încet până în rai. Deci sunt lucruri care trebuie să le înțelegem că nu sunt greu de priceput, ca să înțelegem cum funcționează.
Deci, ce a zis Părintele Sfântul Gerasim și ce rânduială a primit? În primul rând, trebuie să știm, aici e vorba de capacitatea, de, eu știu, de discernământul, de trezvia minții sau inimii mamelor, dacă eu mai știu câte, că sunt femei care am întâlnit, că nici măcar nu știau câte avorturi au făcut. E o problemă. E bine să prind întotdeauna mai multe. Și cum se face? Ideea centrală este botezul care se face post-mortem. O să spună cineva că nu există așa ceva, că trebuie să fie materia Sfintei Taine, sigur. Însă tot noi știm că biserica e formată fără nicio frontieră, în mod egal, din îngeri, suflete ale celor plecați și sufletele celor biserica luptătoare de aici. Biserica triumfătoare, biserica luptătoare de aici și îngerii. Sfinții, îngeri, toți în aceeași grupă. Suntem uniți, pentru că preotul, el se roagă pentru vii și pentru morți, de multe ori fără nicio diferențiere. Pentru că vii sau morți, la un loc sunt spiritele, sufletele, în timpul liturghiei nu se face diferențierea. Aici foarte mulți greșesc atunci când spun pe coloane separate morții și vii. Este greșit și asta o vei înțelege atunci când trăiești acest lucru cu adevărat și nu ești formalist și dacă ai un pic de rugăciune, vei simți cum rugăciunea este exact la fel pentru vii și pentru morți. Ajungi cu timpul să știi cu precizie cât de mult, unde se află acel suflet și cât de mult o să te rogi pentru el ca să-l ridici. Mai mult sau mai puțin, un pic acum, duminica viitoare mai mult, din ce în ce mai să fie progresiv. Deci când ajungi acolo, îți vei da seama că nu există separare. Atunci când faci slujbe și rugăciuni pentru cei care sunt în viață, cum ar fi maslu, alte slujbe, sfeștanii, așa mai departe, acatiste, când sunt cei în viață, doar pentru cei în viață, este altceva. Într-adevăr, dar la liturghie nu există această diferențiere, se deschid toate cerurile, pentru că Hristos este prezent atunci și în fața lui Hristos și a simbolului veșniciei, Fiul Dumnezeu, nu există timp, nu există morți sau vii, nici femei sau bărbați, nici copii, toți sunt precum îngerii. Asta trebuie să înțelegem noi. Bun, ce se va întâmpla? Mama care a avut necazul de a pierde o sarcină, trebuie să cumpere atâtea trusuri de botez câte sarcini pierdute a avut. În acel răstim, din clipa în care cu binecuvântarea duhovnicului, duhovnicul îi spune, vei începe de acum lucrarea, trebuie să găsești un om, într-adevăr, un duhovnic luminat la minte, care să iubească mai mult adevărul și pe Hristos decât poruncile inventate de oameni. Și trebuie să aibă și discernământul să știe exact până unde merge împreună cu voia Dumnezeu aceste porunci omenești și unde se despart și devin alte lucruri, iar voia Dumnezeu este în altă parte. Și trebuie să găsești un om cu această vocație adevărată. Acel duhovnic va ști că nu e nicio problemă să-ți dea acest canon. Va spune, din clipa aceasta încep să-ți spui Paraclisul Maicii Domnului 7 zile la rând. În acest răstimp în care zici Paraclisul Maicii Domnului, vei primi, ori în vis, ori a ei, ori va veni numele copiilor care trebuie să-i botezi. Îi notezi imediat cum te trezești. Ai tot timpul pregătit creionul și hârtia dimineața când se scrie aceste nume, ca să nu le uiți. În acest timp îți cumperi și trusorile. După 7 zile, trebuie să faci rost și de aghiazmă. De preferat aghiazmă mare. Dar orice fel de aghiazmă este potrivit aici, pentru că și apa de botez este o apă sfințită, o aghiazmă simplă, nu e aghiazmă mare. Faci de aghiazmă un busuioc în fața fiecărui truseu, pe care trebuie să desfășori pe masă, pe o masă, masă curată, trebuie desfășurate ca și cum ar închipui corpul, trupul complet, deci nu cu mânecuțe scurte. Exact cum ar fi și cu botoșii, ca și să fie, cum era omul invizibil, trebuia să fie îmbrăcat ca peste tot, să nu rămână niciun loc
descoperi ca să fie vizibil, să fie acoperit. Așa și să fie și aceste trusori desfăcute cu pantaloni lungi, cu botoșei, cu căciulițe, cu mânecuțe lungi. Și în felul acela, în fața fiecăruia să fie aprinsă o candelă cu ulei de măsline, foarte important, sau o lumânare cu ceară curată. E foarte mult de spus de ce. Pentru că uleiul de măsline conține flavonoizi atunci când se elimină întotdeauna, orice, când se arde, îi favorizează dimetiltriptamina din glanda pineală și hormonul Dumnezeu, legătura care se face cu cele superioare în timpul rugăciunii. Nu ai voie să pornești, nu că nu ai voie, te eliminăm cuvântul, nu ai voie. Este indicat să folosești întotdeauna, e normal și așa ar trebui să fie, doar candele cu uleiul de măsline. Dacă nu, ceară de lumânare ceară curată, fiindcă e binecuvântată albina, precum este albina, este un simbolul jertfei, ca și coliva, care e simbolul jertfei. Coliva, de ce se face pentru morți? Fiindcă grâul care se pune în pământ trebuie să moară, adică îl îngropi ca să învieze, e simbolul învierii. De aceea coliva se pune pentru morți. La fel este și ceara care din albina, care este curată, pură și din energia soarelui. Sunt niște explicații care au acoperire și în forma dogmatică și cea religioasă. Au un mesaj profund creștin. De aceea, lumânarea. De preferat însă uleiul de măsline, fiindcă toate rugăciunile rânduielor bisericești cuprind în ele, când se referă la ramura de măslin, vedeți la botez întotdeauna ramura de măslin, sau la uleiul de măsline, unde lemnul, întotdeauna se referă la uleiul de măsline atunci în rânduiala templului, cum era vechiul templu, era folosit doar uleiul de măsline și în toate rânduiele și cred că în toate religiile uleiul de măsline era preferat. Deci, de aceea este bine să folosim acest ulei de măsline în dreptul fiecărei hăinuțe. Aprinzi lumina la rândul ei, când o aprinzi, o binecuvintezi, o consacri, o închini lui Dumnezeu, ca lumina să fie ca o jertfă curată care purifică, arde păcatele și îți ajută să ascensioneze, să ridice rugăciunea ta la ceruri. Asta, ca idee, chiar textul în sine nu este atât important, ci intenția acestei închinări a luminii. Fiecare trusău, fiecare lumină în dreptul lui. Apoi, în momentul în care iei busuioc și stropești ca mamă și spui, se botează numele și pui o hârtiuță la fiecare, se botează numele, cum îl cheamă, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, se stropește 3 ori, pentru că în clipa aceea, ideea, intenția de a boteza corespunde celor 4 tipuri de botezuri care noi am învățat despre el și să știe acest lucru, botezul dorinței, botezul sângelui, botezul normal și botezul morții, care întru Hristos este de toate aceste tipuri de botez, se regăsesc aici. Deci botezul care îl face mama este până la urmă este o explicație științifică. Mama asupra ei, în momentul unui avort, își transformă pântecul în mormânt al acelui copil. Mormântul care rămâne tot timpul vieții. Rămâne informația morții asupra ei permanentă, ca o amprentă, cât timp ea nu transformă această informație a morții. Cum? Prin botez. În momentul în care ea botează, ea are acces permanent cu esența acelui copil, prin câmpul morfogenetic al copilului care a rămas amprentat în ea. Și prin acest câmp morfogenetic, ca o extensie pe un string, intenția ei asupra formei, că de data se vede forma unui copil, se extinde, ia o formă, deci câmp morfogenetic, ia și formă de data asta, și de aici se duce mai departe, deci energia, intenția botezului, de aici se duce efectul botezului, ajunge pe această legătură a mamei cu sufletul copilului unde se află el. Așa, acel suflet primește efectul botezului. Pentru că este foarte important, nu botezul în sine, ci efectul botezului. Mama are deja copilul în ea, amprenta o are în ea, informația morții. Și abia după ce face acest botez, scapă de această informație a morții, de acest balast, de acest blestem că are și încă nu poate fi stins cu nimic, nicio epitimie din univers, din niciun sfânt, nici toate bisericile la un loc. Nici măcar Dumnezeu nu poate să facă asta, fiindcă este vorba de liber arbitru. Și atâta timp cât tu nu faci asta pentru tine, da, ca suflet, dar acea moarte nu poate fi
schimbată din moarte în viață fără intenția mamei. Cea care a produs moartea, doar ea poate să aducă și viața. Bun, îl botează, împachetează rapid hăinuțele, le pune deoparte și din clipa aceea trebuie să dea la o mănăstire sau la o biserică să calculeze 40 de liturghii sărindar pentru morți. Abia după a 40-a liturghie pentru morți, calculează în ziua aceea, face un parastas, împarte acele hăinuțe unde știe, la o casă de copii, știe, fiecare simte, va ști unde să le dea, și abia din clipa aceea copilul va ajunge direct ori în rai, în rai, nevinovat fiind copilul, ori poate să ajungă înger și să fie înger pentru mamă, înger protector, dacă hotărăște asta, va fi la latitudinea copilului. Asta se va întâmpla de fiecare dată, fiecare mamă cu care am avut de-a face și am auzit în multe, multe, fiindcă s-a extins acest mesaj, a primit în vis, ormai că lumea a primit numele într-un mod miraculos, a știut ce se întâmplă și în momentul în care a făcut acest lucru s-a simțit o eliberare incredibilă, o traumă, exact cum spuneam la conferință de respirația holotropică, ajungi la te apropii, deci ajungi la cele matrici fundamentale, coexuri, deci cum am spus, emoții condensate, matrici fundamentale perinatale, deci în apropierea nașterii. Până acolo ajuns. Sunt niște traume, niște engrame care dezangramarea lor, acestor traume, se fac foarte dureros și violent prin alte tehnici. Dar uitați, într-un mod duhovnicesc, cu rânduială, cu voia Dumnezeu, cu binecuvântarea duhovnicului și cu la porunca Maicii Domnului se poate face același lucru, dar duhovnicești și ortodox. Restul practicilor de a încerca de a efracție, de a intra în casa sufletului pe ușa din dos, întotdeauna să știți că vor fi sancționate de Dumnezeu. Pentru că nu poți păcăli, nu poți înșela. Înșel pe tine, în primul rând, pe Dumnezeu, n-ai cum. Hristos a spus că nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt ușa. Cine încearcă să ajungă la Tatăl afară de mine este fur și tâlhar. Și nenumărate cuvinte cu același subiect în care se arată clar că dacă încerci să accesezi lumina taborică, să te mântuiești, să te apropii de Dumnezeu, altfel decât prin calea hristică, te poți apropia foarte mult, însă căderea va fi pe măsură. Și încă un lucru să știți, având și cunoștințe destul de temenice cam în toate religiile și formele de manifestare religioasă, se știe, și cam toți au recunoscut faptul că există în jurul planetei o conștiință hristică, exact ca o rețea energetică, e ca o grilă, ca un mare cristal care s-a format în jurul planetei, deci o formă cristalină energetică, care este cristică, la fel cum fiecare dintre noi avem după botez. Cum? Păi, bineînțeles că se știe de fosfolipidele care se află pe membrana celulară, care sunt cristale lichide în realitate, sunt transparente, au piezoelectricitate, poate accesa lumină în afară. Noi ne putem hrăni cu lumină exact prin fenomenul INEDIA, prin autotrofii aceștia care au ajuns la 40.000 anul trecut declarați în lume, care nu mănâncă nimic, nu beau nimic, decât numai cu lumină se hrănesc. Deci omul are capacitatea de a se hrăni, de a accesa lumina și prin ea să se hrănească. Prin ce? Prin această piezoelectricitate. Deci de ce vă spun asta? Pentru că corespunde cristalului, deci această formă cristalină, cristalului cristic, de unde vine și numele, această energie care se află peste tot în planetă. Deci este ca și cum a fost câștigată, revendicată și câștigată de Hristos. Nu mai există altă cale. Dacă încerci altceva, nu e normal, nu e de aici.
De asta vă explic toate acestea. Bun, mai departe, mama, după ce face asta, să știți că ea se va elibera de o mare greutate. Va schimba destinul. Va schimba destinul nu numai a ei, a restul, dacă mai are alți copii. Copiii aceia care mai are vor fi influențați de aceste avorturi. Vor avea eșecuri în dragoste, în tot, în manifestarea, așa cum și mama, având informația morții asupra ei, nu mai poate să fie, nu va mai permite ea, subconștientul, sinele superior, nu va permite să fie iubită, nu va putea să iubească pe cineva. Va avea întotdeauna o formă deficitară de dialog, de comunicare, de empatizare, de empatie cu alte ființe. Din acest motiv și nu numai toată familia. Deci eliberarea va fi pentru toți cei, să zicem, constelația familială, toți cei din care relaționează cu ea. Este foarte important și să nu uităm că mama este sufletul unei case. Prin ea coboară harul, prin ea se pierde harul. Sau sporul, poftim, harul unei case. E foarte important educația copiilor. Tot prin mamă, fiindcă prezența, deci, vedeți exact câmpul morfogenetic, mama este o matrice formatoare. Mama este o matrice formatoare pentru personalitățile și caracterele copiilor. Prin ea poate să așeze lumina lui Dumnezeu, cunoașterea, norm, poftim, cel care nu sunt credincioși, se poate așeza normalitatea, legile firii în fiecare copil, ca să fie sănătos, echilibrat și puternic, dar prin ea se poate imprima copiilor și nevolnicia, și urâțenia, și hidoșenia acestei lumi. Da, tot prin mamă. De aceea este o mare, de aceea și aceasta, vedeți, luptă violentă contra bunelor moravuri, contra normalității, este de fapt un atac suburban la adresa maternității, la esenței maternale a mamei, a chipului ei divin, că în momentul acela femeia ca mamă este împreună creatoare. Ea este alături de Dumnezeu atunci când creează, aducând copii viață pe pământ, prin femeie este adusă viață pe pământ, dar și moartea. Vedeți? Deci este o mare responsabilitate. Practic, viitorul unei națiuni, unui popor, este dat de mame. Tații au chipul tatăl, deci paternul, matricea paternală de tată, de forță așezată, de susținere. Însă mama este cea care aduce informația și o duce mai departe și prin ea cine vrea să distrugă un popor, va distruge femeia. Fetele unui neam le distrugi, le strici mințile și vei nenoroci acel popor în 2-3 generații. Deci la asta mă refer ca lucruri foarte importante dacă vom reuși să recuperăm cele 23 de milioane de avorturi de suflete pierdute în trecutul nostru de ultime 20-30 de ani, poate vom reuși să schimbăm și destinul neamului nostru. Până atunci însă avem o mare piatră de moară atârnată, putem să zicem blestem de neam, nu contează, o piatră de moară care trebuie urgent îndepărtată și doar mamele o pot face. Bun, asta ar fi una. Cred că am acoperit subiectele. V-am zis, trusurile de botez care se așteaptă să se închidă cele 40 de liturghii, se împăturesc, se dau atunci de pomană, se închide tot. Nimic mai mult. Este suficient. Din clipa aceea, ele, dar nu menționați pe pomenic copii avortați. Nu vor înțelege mult și nu vor primi pomenic. Pur și simplu, numele simple ale lor, fără nicio altă mențiune. Sărindar, pentru morți. Asta ar fi una. Acum mai departe, lucruri practice. Ce trebuie să facă fiecare? V-am zis de membranele celulelor vii au așa numite fosfolipide sau celule sau cristale care sunt similar cristaluri lichide. Ele permit trecerea luminii, o anumită tip de lumină, de exemplu, lumina laserului biologici după Fritz Popp sau Traian Stănciulescu, care ne-a lămurit foarte clar cum este acest lucru, cum funcționează ele. Efectul comoroșan este dat de laserul verde, un laser de anumită frecvență care poate pătrunde
până la nivelul de ADN mitocondrial, nu cromozomial, mitocondrial, exact unde este uzina energetică a corpului uman. Și acolo poate reconfigura acest ADN în reface matricea lui originală. Da, laserul verde. De ce nu se spune? Pentru că ar fi simplu dacă s-ar face un aparat, de exemplu, de, să zicem, de biorezonanță, dar folosind laserul verde cu acea frecvență care a găsit-o Comorășan, s-ar vindeca absolut orice ființă umană de orice fel de afecțiune. Și ce se dorește cumva acest lucru? Nu se dorește. Păi de aceea nici dumneavoastră n-ați auzit de aparate care să folosească laserul verde Comorășan. Sigur că sunt anumite, nu zicem firma, care folosesc lumină polarizată și sunt pentru afecțiune, pentru în dermatologie, dar e o jucărie, n-are nicio legătură lumina polarizată difuză cu lumina coerentă monocromatică, cum e laserul, și care este strict adresat unui anumit fenomen, care asta este efectul Comorășan. Deci sunt cristale lichide. Ce vreau să vă spun? Au piezoelectricitate, care în afară de faptul că prin vibrația unei frecvențe, unei unde care are anumită frecvență, eliberează, bineînțeles, creează o energie, creează energie, adică energie electrică, în cazul nostru. Dar nu numai atât, ci chiar laser interiorul nostru, de exemplu, lumina, imaginea care le vedem noi sunt proiectate exact ca în alegoria lui Platon, în interiorul cutiei craniene ca o hologramă care e proiectată pe interior, așa este receptată de glanda pineală din interior ca un solenoid, ca o antenă de satelit. Și acolo, glanda pineală, avem pe interior structuri fotosensibile pe care nimeni nu și l-a putut explica decât numai în acest context, interior, chiar în mijlocul creierului, cele fotosensibile. Este aberant, nimeni nu și-a explicat ce caută el acolo. Și, practic, se în două situații, ori la lumina obișnuită, imagine care avem noi, dar mai ales se activează și o energie specială care și în inimă sunt declanșări, v-am mai zis, de radiații gamma, ca și în mijlocul creierului, care se apar ca efecte secundare ale rugăciunilor profunde și ale meditațiilor. Eu vreau să vă spun că sunt cele 5 stări cognitive, le știm, dar ca să nu greșim, radiația gamma peste 40 de herți la nivelul glandei pineale, dar aici vorbim de megaherți. Beta este între 13-39 de herți, sub 13 vorbim de alfa, de starea aceea cu care noi ne-am obișnuit atunci când ne facem rugăciunile, sau suntem visători, aici stare cognitivă cred de alfa. Urmează teta, sub 7 Hz până în 4, și sub 4 este delta, deci stare de profundă, comă deja este, sau, da, acești oameni extraordinari care reușesc fachiri, care reușesc să-și încetinească ritmurile bătăii inimii și metabolismul până la ajunsul unii să stea o săptămână sub pământ. Da, stând într-o stare cognitivă a creierului prin autocontrol până sub 4 Hz. Lucrurile acestea, să știți că corespund celor 5 litere ale numelui lui Iisus, numele lui filozofic, m-am obișnuit cu el, Yod, He, Shin, Vav, He. Aceste 5 litere corespund celor 5 stări cognitive, celor 5 învelișuri ale planetei, celor 5 straturi ale atmosferei, corespund celor 5 straturi de dermei, toate sunt legate de 5. Este vorba de un număr de transformare, de evoluție. Asta este și mesajul. Noi suntem într-o lume care se mișcă în timp, care evoluează. Este simbolul lui 5. Este o cruce în mișcare, adică 4, simbolul crucii, în mișcare, în creștere. De ce vă spun asta? Pentru că ce facem, ce ne putem face, este vorba de ritmicitate. Deci, piezoelectricitatea nu este numai transformarea vibrației în energie, ci și în a schimba, dacă ai, de exemplu, cum este la un cristal de cuarț, ai un semnal constant, el este eliberat de cristal ca un intermitent. Și invers, intermitentul merge ca semnal constant. Care e porunca lui Hristos? Rugați-vă neîncetat. Biserica a înțeles acest lucru un pic forțat și chiar a început să roage tot timpul.
Nu la asta se referă. Hristos nu putea să explice tot ce v-am spus noi acum despre efectul Mausner, Kervran și, nu știu, alte efecte, efectul Comoroșan, ale sistemelor biologice vii, acum 2000 de ani. Și a spus, rugați-vă neîncetat. Lăsând să se înțeleagă că dacă tu te rogi la ore fixe, precise, ritmic, tu creezi un efect în interiorul corpului de piezoelectricitate și la un interval, la un, practic la un ciclu de 7 zile, semnalul tău va fi descifrat ca unul continuu. Chiar dacă tu te rogi, nu știu, nu contează intervalul, ritmic, zilnic, de 2 sau 3 ori sau 5 ori, cum fac anumite religii orientale, de 5 ori pe zi, te rogi ritmic. Dincoace va apare după 7 zile ca o rugăciune permanentă. Nu se va vedea diferența între ele. Asta înseamnă piezoelectricitate. Și ritmicitatea asta trebuie să fie dată nu neapărat de forma sau cantitatea rugăciunii, ci de semnalul pur și simplu. Și 10 secunde. Dacă tu te concentrezi la ora aceea fix, ritmic în acea zi, la un moment dat se declanșează în corp niște fenomene foarte interesante de incredibil de mari. La nivel de mitocondrie se poate elibera până la 20 de teravați, cât a avut acceleratorul de particule CERN. Până la 20 de teravați. Atât poate o singură celulă din corpul omului. Înțelegeți ce înseamnă, ce putere avem noi? Absolut incredibile și inespugnabile. Noi suntem o cetate perfectă. Practic, de aceea vreau să vă spun, dacă noi am ști să ne accesăm aceste puteri, calități, nimeni n-ar mai avea nevoie vreodată de vaccin, de medicamente sau de nimic altceva. Am fi ființe perfecte, luminoase și iubitoare. Pentru că răutatea este un efect al slăbiciunii. Aici vreau să vă spun de ritmicitate. Eu am recomandat ca fiecare să găsească în interval orar dimineața între 6 și 9 o oră în care să... o oră, un, eu știu, 3 minute, 4 maxim, în care să spună de 7 ori Tatăl nostru. Seara, intervalul 6-21, să spună de 9 ori Tatăl nostru. Pentru că în intervalul celălalt, între 21-24, alte rugăciuni se fac. Atunci se fac rugăciuni speciale, care sunt, noi recomandăm, apropo de acatiste, acatistul, imnul acatist al rugului aprins, al Maicii Domnului, nu recomandăm alte rugăciuni care au fost pervertite și folosesc foarte des cuvinte ca păcătos, păcat, fundul iadului, care sunt ce am făcut eu, și repetitiv, pot programa neurolingvistic creierul unui om, mai ales la nivelul în care noi începem să avem alte puteri ale psihicului în ultime generații de oameni și putem influența prin sunet, prin cuvinte, prin gândire și putem programa în felul acesta caracterul unui om. Deci noi chiar vom deveni ceea ce spunem. Și de aceea recomand în mod insistent să se evite cuvintele cu rezonanță negativă, de orice fel, inclusiv saltirea, nu recomand. Sunt cauze excepționale, grave, nu recomand nici atunci. Noi trebuie să ne îndreptăm către o conștiință unificată. Ăsta este mesajul nostru principal. Conștiința unificată a tuturor ființelor umane trezite. Când ajungi aici, nu mai contează ce ai în spate. Că de la nivelul acesta, deja gândești altfel. Nu mai gândești dual. E altceva, ești altcineva. Este mesajul nostru principal. Pentru aceasta, avem nevoie de ritmicitate. Pentru trezirea acestor puteri și daruri care le-am primit de la Dumnezeu. Pentru a ne readuce aminte că suntem ființe suverane, libere și de esență infinită, pentru că iar revenim înainte de 1939, înainte de interpretarea la Copenhaga, în care toți savanții de lume au hotărât ca să mai dea publicității nimic din ce vor descoperi, pentru că s-au speriat ce au descoperit atunci. Ce s-a întâmplat? Max Planck, ce știm noi de universurile ceapă, foi de ceapă, de superstringul. Aceste teorii sunt anterioare anului 39. Iar Max Planck descoperise până atunci 11 dimensiuni. Deci ca model matematic. Și la, văzând că se repetă și că au, repet, un anumit pattern, n-a mai continuat să sondeze atât după 11 dimensiuni.
în zonele subparticulări cuantice, subatomice, și atunci a spus într-adevăr, microcosmosul, după Heraclit chiar luat ideea, este infinit. Microcosmosul este infinit și atunci și acel simbol al optului, optul că este simbolul infinitului, l-a luat de la acest lucru, pentru că microcosmosul este identic, e oglinda macrocosmosului. Iar noi ca forma supremă de organizare a materiei, de materie inteligentă, care are conștiință de sine, noi suntem de fapt o oglindă cu două fețe în care macrocosmosul se oglindește în ea, precum microcosmosul și noi suntem la mijloc. Noi, de fapt, noi, în noi se oglindește universul. Ori dacă noi avem un infinit în fiecare atom din noi, iar semnul nostru are și el un infinit, pe atunci nu are cum două infinituri să fie separate. Infinitul este unul singur, e veșnic și infinit. Asta înseamnă veșnicie și infinit. Pe atunci este logic și rezultă clar că nu există mai mulți oameni. Nu există. Noi suntem o singură ființă infinită. Și trăim iluzia separației, iluzia faptului că suntem mai multe ființe, ca într-un vis în care proprietarul conștiinței noastre se visează pe sine ca fiind mai multe ființe. Aspecte holografice al unor scântei de lumină, raze de lumină, dintr-un soare central. Cam asta este mesajul, iar dacă ajungi aici, va fi mult mai simplu să înțelegi cum poți deveni conștiință unificată. Înțelegând că nimic din ceea ce ai tu nu ți aparține doar ție. Toți suntem o ființă. Iar tot ceea ce ți-ai fi dorit vreodată sau ai vrut să ai sau vei avea, totul este în tine, în infinitul, în universurile, galaxiile din tine. Ai băgat mâna și ai scos acolo tot ce vrei. Poți manifesta orice. Tu ești Dumnezeu. Bine, forma manifestată a lui Dumnezeu, ca să nu cădem în ispita lui Lucifer. Aceste lucruri, la acest nivel de înțelegere, la acest mod de a gândi și a vedea lucrurile, o să ajungă fiecare om la un moment dat. Este practic un prag pe care trebuie să-l trecem ca nivel de conștiință. Fără a gândi așa, fără a trăi așa, fără a te reconstrui după acest model, nu se poate discuta de dimensiunea 3, 4, 5, 10, 15. Toate sunt minciuni. Nu ai cum să treci acest prag de conștiință până când nu scapi de gândirea dualistă. Nu ai cum până nu îți reconfigurezi ADN-ul. Deci nu ai cum să fii o altă ființă decât în imaginația ta și atunci devii un om bolnav, un impostor, cum sunt toți aceste ființe jalnice care povestesc despre dimensiunea 5, așa, 7, că treci pe o altă lume, iar noi în continuare ne omorâm unii pe alții. Și mai sunt încă triburi care sunt triburi de canibali. Mai sunt încă oameni care nu știu ce înseamnă tacâmuri la masă sau n-au văzut în viața lor o fructă. Nu știu ce înseamnă asta. Și atunci ne vorbim că suntem ființe evoluate și ascensionate. Este rătăcirea e foarte mare. De aceea revenim. Fiecare Paisie cel Mare, Aghioritul, spune un lucru incredibil, că el nu-și va permite niciodată să simtă bucuria de plină până când ultimul om de pe pământ nu va fi mântuit. El a înțeles cu adevărat, da, el cu adevărat, alături de celalți mari sfinții noștri, a trecut în acest plan al conștiinței unificate. El a înțeles ce înseamnă omul ca multitudine de forme holografice ale lui. El a știut asta. Acest lucru l-am mai înțeles și acei șamani din Hawaii cu tehnica aceea fantastică, Ho'oponopono, în care tu repeți, îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc, îți mulțumesc, și repetând tu ție însuți, pentru că cel de lângă tine care e bolnav, de fapt e extensia ta, este din tine, e în interiorul tău și e o proiecție acolo ce vezi tu și de el dacă este bolnav și e în tine, tu de fapt la tine tu să te concentrezi și spui îmi pare rău și te gândești la tine, tu te vezi pe tine vinovat de acea formă de boală a lui și te repare pe tine, îți cere tare prin smerenie, transformare, metanoia, pocăință, vindecându-te pe tine, efectul vindecării tale se va manifesta și asupra omului care se va vindeca în mod miraculos
Doar tu gândindu-te în acest fel. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că acel om este o iluzie că este acolo, el e în tine. Așa vedeți cum șamanii din Hawaii au ajuns la conștiința lui Paisia Ghiuritul. Fără nicio problemă, prin evoluție, prin această vibrație a conștiinței, la o învățătură profundă la care a ajuns Paisia Ghiuritul. Sigur că sunt puțin forțate imagine, dar noi măcar atât să ajungem să înțelegem și de acolo, din momentul acela, restul vine de la sine. Cum vom privi noi pe Hristos, adevărul ortodox, neortodox, crucea la stânga, la dreapta, acele lucruri, să știți că nu va mai, vor veni de la sine răspunsurile, pentru că le vei simți, le vei vedea altfel, singur, ne e modificată de alții și că forțându-le să le primești așa cum vor ei. Acesta e mesajul. Deci, trebuia să vorbim despre aceste lucruri. Sigur că mai sunt și multe alte lucruri de spus. Vă așteptăm la conferințe, cu drag. Sigur, vom vorbi despre alte practici de respirație, tehnici de respirație, Stanislav Grof, psihologia transpersonală, lui Naupari, ucenicul lui, resorturile care au declanșat această nebunie până la urmă, că este răspândită fantastic în toată lumea, aceste tehnici de eliberare folosind respirația holotropică, având rădăcini adânci în tehnicile isihaste, carpatine. Și vom explica cum și de ce, dar de ce tot Grof s-a dus la budismul tibetan și la șamanii amerindieni, luând de acolo muzica, dansul, mișcările, folosind acestea și înlocuind LSD-ul, care devinse interzis. Aceste lucruri le vom explica pe îndelete, cu detaliat, cum vom putea practic noi folosi aceste lucruri și înainte de a ajunge aici la metode sapiențiale, vedeți, trebuie să înțelegem că Hristos a spus, acest soi de demon este decât cu post și rugăciune. Deci, înainte de toate trebuie purificare. Ca să ajungi la acea rezonanță, adică mai ușor, la acea rezonanță, la vibrații, la condriozom, adică condriozom înseamnă suma mitocondriilor din corpul omului. Fiecare mitocondrie are o vibrație, un sunet, o frecvență. Dar ca să ajungi să unifici aceste frecvențe, trebuie să te purifici. Și acum, etapele practice de purificare. Vom vorbi despre toate acestea. Vă mulțumim pentru atenție. Ca de obicei, timpul este foarte limitat. Cu dragoste și cu nerăbdare, vom aștepta încă o săptămână. La mulți ani, sărbători fericite și o seară bună!